Joc și pe ăla. Când? Altă dată. Alte dăți, ia? Când e o sosiceață. Vezi că o să apară Doom, nu mai știu când apare. Ce? O să mai scoată ăștia un Doom. Când? Nu mai țin minte sigur când, dar l-am văzut pe Kinguin. Că era la pre-order. Cum se numește? Să văd și eu trailer. Să văd dacă e fix sau nu. Nu știu, intru și tu la Kinguin și scrie Doom. Vezi acolo care oferea să pre-order. Another Salut, Dam. Doom. La pre-order acolo este un Doom, dar nu mai țin minte exact cum se numește. Eternal Inspire? Cred că Eternal. E în pre-order? De fapt ăla e, da. Altul nu mai e. Că a fost Doom 4, simplu. Și când zice că apare? Anul ăsta sau anul viitor? No, nu știu. Păi scrie acolo. Păi nu, că nu sunt acolo. Mă uitam la trailer, așa. Și? Nu-i mișto? E, nu știu, o prezentare, nu e. A? Sau, ba da, asta e să vede. Deci știu că seamănă cu ăla. Cu care? E. Cu unul. Adică Doom. Seamănă cu standardul? Da. Probabil o extensie ceva. Un fel de DLC, cred, dar n-a mai făcut DLC și a făcut alt joc, gen. Ca să-ți mai ia bani odată pe el. Bănesc că stea mai puțin sau aștept să ieftinească. Salut, Next. La noi se poartă, știi? Chestia asta cu manevrele de genul. De. Ai jucat cu Defender? A? Nenea, ai jucat cu Defender-ul? Nu, n-am jucat. Nu-ți place. Ia, doamne, să vedem, ești live. Te văd aici, să-ți dau un dislike, așa. World of Tanks. Oh, ai tankul ăla, mă, ți l-ai cumpărat? Nu. Atunci cum l-ai luat? Mi-a dat cineva un cod pentru 25 de bătălii. L-a cumpărat el și mi l-a dat și mie. A, deci e trial, adică o să expire la un moment dat. 25 de bătălii, oricând. Nu. Este așa. Așa e. Sunt niște coduri, am văzut, pentru mai multe tankuri, nu? Nu, mă, tu dacă îți cumperi un tank premium, îți dă și un cod să-l dai la altcineva. Ai înțeles? Și eu, respectivul care primește... Nu știam asta. Care primește, de când e? De mult. Care primește codul ăla, primește pentru 25 de bătălii tankul. Salut, Alex. Este așa un pic. Nu e normal ca voastră de... ...tă mai mulțuiu, părinți. Salut, Iris, salut, Sergiu.
stai un pic, că citesc ceva aici pe Facebook. Cu și despre. Jeguri ordinare de oameni, mă. Salut, George. Oameni chirie pentru 25 de bătălii. Of, ce urăsc autoladerele. Ce drag. Salut Shift, salut Panda. Bă, de sunt unele chestii, dar nici nu ți le explici, mă. Unde se aduce când tragi? Peter mi-a dat codul, a cumpărat el și mi-a dat și mie. Bă, sigur, mă, nu vrei să ne spui că la ai cumpărat. Bă, dar tu ești chior? Tu vezi că scrie 25 de bătălii sau vrei să-ți dau zoom? Nu, no, că eu nici nu mă uit. Păi și atunci ce trec, cum spui mie că... Mai știi. Una și alta. Uite, am și conversația cu el aici. Am înțeles. Uite, mi-a dat codul că l-a cumpărat el, uite, pentru 25 de lupte. Ce are că nu înțelegi? Vrei să-ți desenezi? Crezi că nu spuneam, bă, vedeți că e moca codul ăsta sau uite, luați de acolo, n-am pus de fiecare dată. Am spus la toată lumea, nu țin secret, că n-am de ce să țin secret. Dar tu ești tot mai necredinciosul. Cel mai. Nu m-am uitat la cupa, la ot sau la alte de-astea. Habar. O, frate, dar ce... Nu știu și nici nu mă interesează, adică... Eu sunt fericit că mai sunt două zile, apare farming-ul. Scap de janghina asta de ot o perioadă. Adică mai răruț că e mai drăguț și cam mai e. Și tu, când ai luat Defender-ul, s-ar putea să ai un cod acolo, în mail. Posibil, nu zic. Păi ia caută-l și dă Defender-ul ăla încoace să mă joc eu 25 de bătăli. Nu te mă... Mamă, cum a pus, în ce situație de căcat m-a pus. Futus. Ce să coste, mă? Bă, ce joc. Deci orice tank cumpărați, vă dă un cod pentru un prieten. Pentru... Cât costă FS19? Vreo 20 și ceva. 28, 26. Eu am dat 26,50 pe el. Cu reducere și cu... L-am prins la reducere cu cod de reducere. Salut, Stanco. De ce nu te bagă pe mapa asta? Pentru că n-ai bifat Grand Battle. Adică aici, la general, uite aici, Grand Battle, asalt, cutare, toate astea. Dacă bifezi Grand Battle, dai apply ok, o să te bage aici, cu zecar sau cu optari. Depinde. Bă, ăsta e light, nu? 4-4-8 reload? Să vedem. Să ne obișnuim cu el, nițel. Prima bătălie, deci
nu o să fie cea mai bună. 70 la oră. Mă, dar repede mă spota și tu de acolo, mă. Căcații dreacu ce m-a spotat, ei. Și ne aude sau acolo. Ce mi-a dat-o, bă, janghina, bă. Ce antena au rămas decât altilerile. Da, mi-am luat două boxe. Uite, bă, te penetrează în turelă. Deci e slăbun, nu am uitat ce caracteristici are ăsta. Dar la turelă nu cred că e cel mai bun. Dar m-a penetrat la turelă acolo. Ai mai pomenit, m-a rămas eu singur versus trei altilerii, cred că o să mor. Mori? Ce ai fi prim? Ula mea, cum o să mori în altilerii? Sunt mai bune? Au. Mamă, dar reload-ul ăsta e blana o tare, adică... 4 secunde... cu cât pe bucată? 200? A, 180 damage! Oh, slavă! A, păi ce facem, mă, echipa mea? O, rai de la Găbițu! Rai de la Găbițu! Să trăiești, mersi pentru rai băiatu! Bine ați venit, Pacilișe! Mersi pentru rai băieții! Salut, Daniel, mersi pentru sub! BTN, mersi pentru sub! Ce zici, bă, Găbițu? Armando! O, domnul Armando! Mersi pentru sub, băiatul! Mi-a intrat fumul, nu-i băgăme și fanina. Salut, Alex! Încă o dată, mersi frumos pentru raid, frate! Mulți am să trăi, să fii iubit! Respect la toată lumea! Veni și domnul Reed, mersi pentru sub! Cea, uite, bă, ce mi-a intrat fumul în ochi! Unicul a dat și el sub acolo, să trăiești, mersi, să fie primit! Da, am omorât două, mai am una. Ce zici, mă, neagă? Stai, mă, că tu aveai mod pe contul vechi, cumva? Aici nu ți-am dat pe ăsta? Că așa te bușu mai repede. Petru, mersi pentru sa, băiatul. Mă împușcă grasul acolo de vorbe. A, dracu, mi-a luat kill-ul. Eu nu ți-o pierzi pentru sabăgatul. Te-a omorât? Nu, mă, nu m-a omorât. A luat... mai aveam și o artilerie. A sărit asta repede. Salut, Alex. Nu sunt pe placul meu, Ștefane, jocurile. Singurul ce o să mă joc o să fie farming. Gaming, ro! Să trăiești, mersi pentru sab. Salut, Alberto. Toate bune, toate bune. Am și eu puțin timp liber și am să bag un live. Luaca... Să trăiești mai sub. Doamne, cum să pronunță numele ăla? Bine ați venit, băieți, merge frumos pentru sub, pentru like, pentru ce voi pe aici, pentru vizită. Să fiți iubiți. Încă o dată, mersi, Găbițu, să trăiești. Salut, Daniel! E sigur, și că e o capcană, auzi la el. Deci cum a tras ăla fără să-i văd silueta? Deci cum a tras ăla fără să-i văd silueta? Ori a tras altul? A, e altul. Trei bucăți. Am înțeles. Mă gândeam că e ăla care îl focusam. Ești la Pantera? La ce ești? La Pantera. Mai este. Da, nu prea mai avut timp. Nici timp și nici chef n-am mai avut.
Nici nu prea am jucat. De fapt, încă n-am jucat. N-am jucat deloc, decât să trei bătălii și atât. Salut, Tank! Salut, Ken! Mersi pentru sa, băiatul. N-ai mai făcut live-uri, ai avut treaba. Da. Și nici chef n-am avut și nici timp. Da, bun, treaba, n-ai nici timp. Am cam lenevit când am venit acasă, n-am mai stat să mă fac live-uri. Băi, frate, dar grele pe aici, ăia pe partea elaltă. Ai găsit un bug? Ce bug ai găsit? Pe care l-ai găsit? Că sunt multe în jocul ăsta. Ricoșeu. Păi, nu, normal. Do it! I-am avariat și nila. Și nila, ricoșeu. Do it! Lina mi-i distrus. Da damage, damage, nu dă damage decât șenile și ricoșeu. Damage. Eee, ce s-a stins gușterul ăla. Poți să scoți tunul prin piatră? Păi dacă scoate grila, poți să scoți cu orice tank. Da, sunt foarte multe pietroaie stânci și așa neșlefuite, adică prin care poți să tragi sau ei, tu nu poți să tragi și ei poți să tragă pentru că n-au colțuri și căcaturi de gen. Dar problemele astea nu erau înainte de grafică, de vreme de grafică asta s-a cam futut. Bă, ia la șenila. Cum îndrăznește? Da, bă, nu mă mai miră nimic. Dar câte căcaturi sunt. Pe care nimeni nu le rezolvă. Cum dracu m-a spotat, băi, frate, până aici? Deci, Object 277 nu-i spotat și eu sunt spotat. Cum? Bă, e deja urcat la bază. Spray de muște, auzi, luț de la Medellin, să treci, mersi, băi, pentru luț, spray-ul tot de muște. Fugi, băi, Arti, bă, tu nu vezi că vine ăla după tine? Unde dracu te duci? Penetrația. Ce dracu înseamnă asta? It's a trap! Ce, au venit toți ăștia aici? E bine că nu vă grăbiți să veniți pe bază, dar oricum meciul e terminat. N-ai ce să mai salvezi din el. Ăla-i full HP, TP-ul. It's a trap! Și cam asta a fost. Da, am avut treburi. Alergături în mare parte. Mamă, și ninja acum a dărupe, frate. Deci ninja, ninja dărupe. Cu găleata ninja. Asta am pierdut-o. Hai să mai încercăm una să vedem. Cât are ăsta, mă? Are 160 pe turele. Da. Deci foarte blindat nu este. Minus 7 gun depression, aiming 1.88, 0.36 dispersie. Dar e un tun senzațional de mic, băi, frate. S-a dus motorul. 176 pe net. Cine dă și mie un motor? 218 pe gold. Nici de rupe, am pus și o poză pe Discord.
Damage 180. Da. Ninge de rupe, frate. Acum de vreo jumătate de oră a început, dar îi dă puternic, nu jucărie. Avem două arti. A, lol, uite, XVM-ul nu mi-arată ce tank am, mi-arată un semn întrebării. Nu recunoaște încă, e prea nou. De fapt, n-am făcut update. Ma, ce-l țin pe ăsta șenilat? Dă-mi șenilă, dă-mi șenilă. Dă-i, 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 că și eu mi-am mereu. E low profile, așa ăsta, e foarte, zici că e un... Turela lui T100LT, doar că nu e, asta e mai rotundă. Păi deja e iarnă, ce să mai ne întrebăm ce va fi la iarnă când deja e iarnă. Iarna deja s-a instalat. Așteptăm doar gerul acum. Că zăpadă ușor, ușor. O să fac goldenul. Și în curând nu o să vrea, înceapă eu, și dar trebuie. Ieri le-am pus cauciucurile și am stat 3 ore jumate să-mi pun cauciucurile la rând, pentru că erau o grămadă, o grămadă, frate. Că au anunțat ăștia zăpadă și toată lumea a dat iama să-și pună cauciucuri. Și a fost necaz, teroare. Bine, și am stat 3 ore jumate în ideea în care ne-am schimbat la 11 jumate, noapte, pentru că a fost pe timp de zi și erau 40 ceva de mașini. Și seara când am ajuns... Tras cu Goldeanu și armura lui era sub 50. Trage cineva ceva, nimică, arti ceva, pana mea. Fac și un asist-o, aia, aia. Uite, invitații în clanul. Am și la invitații. Ia mă să văd ce e, că mi-a dat ăsta cu statistica, să vedem ce s-a întâmplat. Băi, dar are viteză. Păi sunt toți vărzălei, mă, unicuni. Ce clan e asta, mă? Hai Arti, fă-ți treabă. Do your job, că ai targetul, gârlă. Ai avut? Oh, e ăla, mă. Stai că nu mai vine acum aminte. Legend. Gata. Că spot middle, păi la cât dracu am spotat middle-ul ăsta, a stras vreunul, mă, gușterii dracu. Ia uite, a venit X-ul ăla. Pe ce-i faci, bă, gușterii? Gușterii ăștia de la mine, ci că n-au spot pe middle. Știi? A fost spotat și S2 și LT-ul și ei n-au spot pe middle. De ce nu fac spot? Salut, Alex. Nu tragi. Nu vreau să trag, vreau să stau aici. Dar nu am... Nu am bec și nu știu când sunt spotat. Bine, o să fiu spotat când trage unul mine, asta e clar. Aia, da, da. Spune-și tu să tragă în ăla. Păi nu văd ce pula mea trebuie să le indic eu. Păi depinde că unii se uită aiurea pe mapă. Pe ei s-au uitat iurea în 3 sferturi din cazuri. Uite, sunt spotat acum. O vede LT-ul, că are tipul mea, de ce să tragă, știi? Bă, momentan n-am ce să zic, că e a doua bătălie care o dau cu el. Nu mi se pare wow momentan.
Dacă vrei să ajuți o, să ajuți o artilerie, ori îi spotezi, ori când îi dai stun, îi dai damage. Ori mă duc și o omor, că e degeaba. Asta nu mai știu. Păi, ei, le fac spot și nimic. Zbiară după spot pe centru și când e spotat nu trage. Ai înțeles? Kent, Samir, mergi pentru să băieții. Știi cu ce tank eu joc, salutare, Nina Radu, să trăiești. Ai zis de pudel? Da. Acolo ajung. Ora trebuie să zici marci, pe o potaie. Plecat aia de aici, nu mai sunt aici. Căcat-o dreacu cu ca în Japanul, mă, unde stă el. Bă, nu știu nicio strategie, nu știu ce să fac. Ia uite ce bine stătea Tiger-ul, e. Îmi dă căcat-o ăla de ca în Japan, deci cum mă spotează de mers imediat, el are precizie de... N-ai văzut așa ceva, el imediat trage, căcat infect. Ca în Japan, nenorocit. Ce bulana unii, mă. N-am dat nimic pe el, mă, l-am închiriat 25, mi-a dat Peter un cod. L-a cumpărat el și mi l-a dat și mie codul ăla de 25 de bătălii. Da-l dracu, mai păstă unde dai mie bani. Deci artileria aia ne-a tras odată pe când Japanul ăla. Odată! E un heavy aici. M-a luat și artileria în primire. Unii mai trag și cu Goldea, nu? De ce nu? Oh, ce mai joc e ăsta, mă? Tine, vezi, frate, că... Ca în Japanul ăla n-a dat... Sunt începători de-aștia. Pana mea. A fost IS-2, l-a spotat atât timp acolo, a dat o dată sau de două ori pe el. Uite, iar e spotat IS-2, ia să vedem, trage pe el sau... Nu. Acum realizez și eu că nu pot să fac nimic. Salut Minecraft! Salut Denis! Să-mi trag una dacă știu ce să fac. Sunt pierdut. N-am înțeles ce vrei să zici, pas. Alex. Salut, Maria. Nu mă zici care dragi pe ele, bă. Maica voastră, dracu, te retardați cu artileriile voastre, de căcat. Nu e, s-au abonat mai devreme de la raidul lui Găbițu și n-ai botul, n-a putut să facă față să-i afișeze pe toți pe chat. Ăsta a fost bot sau n-ai bot, nu mai știu pe care l-am setat. Și acum îi dă pe lângă, îi dă pe rând, știi? Cu întârziere, gen.
Astea, deci astea, artilerile mele trag când nu mai e spotat, frate. Deci ăștia trag în blind. Când îl spotez, nu trage, știi, când e atunci. Îi trag numai după. Am mai du-te în pula mea de AMX. Trebuie să mă duc să mor pentru un dobitor. Păi ești nebun. Nu știam că nu pot să las unul. Cred că a plecat ăla. La E25. Nu pot să dai mai în spate. Am scos DVR-ul ăla. Pentru un delay cât mai mic. Noile procesoare, care procesoare? De la Intel? Auzi, vrea spot. Dar ce pula mea știi să faci pentru spot? Te și spotează. E un ordin. Uite frate, n-a făcut nimic tot meciul și acum toate, toți vor spot. Inclusiv artileriile, știi? Să mă duc eu să-mi fută una, ca în Japanul ăla, care are el cea mai mare precizie, cum mă mișc, cum mi-o dă. Știi? Ca să stea MX-ul meu ultimul în bază. Am făcut bloc și pot, dar degeaba. Păi dacă e heavy ce? Trebuie să stea la sniper ultimul? Bă, căcatul ăsta e aici? Ce nume? Cred că da. Căcatul ăsta cu arti fix în fața mea aici? Sau de unde a tras? Posibil a fost domnul. Ia uite-l, bă, unde stătea el nespotat, bă. Uite-te unde era el nespotat, ești nebun. Nici în boschet, nici în nimic și am trecut foarte aproape de el. Aveam un pomșorul ăla în față. Uite ce bucată mi-a tras, uite cum se vede pe tank. Ce spun eu și ce înțelegi tu, Alex? Eu am zis că deci el zicea spot, spot, spot și el stătea în spate, dar toate tankurile erau aici în bază. El oricum nu avea view range. Până acolo. Nu avea gram de view range. Da, bă, dar s-a scut sub pomișorul ăla. 118.000 am luat. A ieșit cu asta, cu misiune, cu tot. Banii de la misiune. Dar ce misiune e de bani? A, asta cu 1,15. A, și cu rezervă, dacă mai era încă o dată, și a 150 ceva de mii pe plus. Da? Salut, Paul! Uuuu, 15% merit în 34 de bătălii, nașpa. Băi, eu am o regulă, la 10 înfrângeri consecutive, alte 4. Nu mai stau să-mi sparg nervii. Deci chiar nu mai stau să mă enervez. Am pierdut 10, alte 4, nu e ziua mea, altă zi și aia. N-are sens să stau să mă chinui. Bă, nu știu ce să zic de light-ul ăsta. E mișto reload-ul, mobilitatea, dar cam mic damage-ul. Nu-mi dăm calcul că prind și zecari cu 180 damage și 176 penetrare. Bine că inițial nu prea dai tu damage, mai mult să stai cu assist-ul. Poi mâine farming, nici nu se pune problema. Discuția. Să vedem la ce oră îmi dă accesul.
să-l descarc, că nu știu dacă îmi dă la... O făt, sprăjina. Prima ora dimineții, gen. Cred că îmi dă undeva după masă, habar n-am. Sunt curios, o să vedem, o să aflu. Probabil primesc vreun mail, ceva, și nu știu. It's a trap! Do it! Do it! Ce-l dracu cum mă vede el? Abia-l văd acolo. Hai că ești un căcăcios. Ia uite ce trage, scârba dracu ordinară cu gold, ia. Dă-te mă în pula mea și tu la o parte. Căcăciosul ce trage el cu gol nespotat. Uite bă, frate. Da, o să-l penetrez pe. Ăsta, el te... Light-ul ăsta de la o băgat acum. El te 432 ăsta. Are 180 damage și 176 penetrare. Sau 170. Unele hărți chiar mă bucur că le-am modificat. Mai ales alea cu unde a stopat găurile ca să mai trag artileriile. Tunului? Habar n-am. Pentru precizie, nu știu. Bănuiesc. Salut, Nike. Nu, nu e tank premium. It's a trap! Băi, frate, bă, dar toată lumea, mă, trage! Hai să-mi bă, pula, nu mai deme șenilă motor, deci mă disperă că cați ăștia. Hai, băi, toată lumea, fiecare bucată de meșenilă, n-ai nicio șansă. Deci... E fenomenal. De meșenilă motor, de meșenilă, de meșenilă, de meșenilă motor. Sau păpădie, depinde. A micșurat sau a camuflat flacăra atunci când tragi? Uite, nu știam. Mersi de pont, am învățat ceva nou. Spor la joacă! Mersi pentru loot, sconul de 130, băiatul. Dar nu știam chestia asta. Niciodată nu m-am întrebat. Dar mersi. Uite, ceva ce am învățat. Nu vine să mai las tankul ăsta, vine să joc numai cu el. Păi ultimul tun parcă e cu heuri la Type 5. Ai și varianta fără heuri. Păi, Ștefănescule, tu trebuie să taci câteodată, știi? Nu, no. Salut, Alex. Niciodată. Tu nici măcar nu știi ce a întrebat. Știi ce întrebare a pus? Ia zi. Păi, să zic eu? Păi zi. Păi și cum răspunzi dacă tu nu știi ce întreabă omul? Te bași ca OBU în pizda fetii mari. Păi... Eu-i dau un răspuns, eu-i dau un răspuns, tu-i dai un răspuns, el ce să înțeleagă? Dar cred că vorbiți de tunuri. Păi nu, citește întrebarea. Și după răspuns. Care e mai bun? Ăla pe heuri, că dă ca prostul, oriunde dai, dă un minim de damage acolo, gen. Salut, Fanatos! Vezi că dacă te tragi cu heuri, neapărat trebuie să fie premium. N-are rost să joci cu delelalt. Ce heuri premium? Obligatoriu. La type-uri. Totdeauna cu premii. Da, și asta e adevărat. Pentru că... ci că nu dă gen. Dar... când vrea el, dă și papeul. Pe papeul, doamne, pe normal. Identificator.
Să-mi trag una. Am fost spătat. Da, seamănă cu harta de la Halloween. De fapt, aia e. Asta de la Grand Battle. Asta... Mi se pare, nu știu sigur, dar cred că e prima hartă care au scos-o pentru Grand Battle ăsta. Nu mă vede, la 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 la. Linia italiană, de la 8 în sus. Până la 8, crimă și pedeps. Nu mi-a plăcut niciun tank până la 8. Vezi, mă, ce înseamnă să ai echipaj. O, la dracu, m-a văzut. Lauda strictă, să știi. Și la cât de multe lauzi tu? Păi da. Ai ceva? Mă duc și eu canobul. La 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 la. Te duce canobul, du-te ca paleta. O, ca paleta, cum zici tu. Are 176 penetrare, 180 damage, 218 cu 180, 44 cu 300. Știi că a mers. Mai fac o dată? Dispersia cam mare. Dar totuși nu, e un light, pana mea. Dar în schimb compensează reload-ul ăsta foarte mic. Încă o dată și ultima dată. La 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 la. Una chiar ține chestia asta. Ce ține? Cu nobul, te duci în fața așa ca prost. Și ce rezolvi? Am spotat, am dat damage, am luat assist. Făcut de tot. Dar să știi că nu merge, mereu. Chiar crezi? Numai când ești top tier și știi ce faci. Am win rate de unicorn pe UD. Vai, mamă. Ești periculos, mă. 63%. Tu ești mai tare decât da, un ramel periculosul de 24 de cm. Ei, cred că așa obținu ăștia, mă, unicorn. Taiere inferioare, așa mai. Sunt unii care nimerești care nu știu să-și face și profită de aici, tot așa. Ce bounce, îi dau un lateral, mă? Nu știi ce armură are în lateral. Așa, încă știi ce de... Așa.
Tot fi ceas. 23:27. Da. Corect. Da-te, pula mea. Bă, da, toți m-au fost focusați pe mine. Inclusiv căcatul de arti. Infect. Vedeam asta. O, am închirie 25 de bătălite grea asta. A venit că-mi pălăi, bă, full HP, bă. Nu fac plută. Splina, la fel. Mă duc mâine la... Să mă fac, să fac un ecograf. Mamă, dar defeat pe toate mă le pierd. Mă, dă-l dracu. Puh, 25%. 1 din 4 câștigate. Vai, mamă. Ce e ăla, Steve? Se te revedea. Hai că m-a băgat top tier. 99,9% cu frângere. Assist. Intră în top 5, lejer sau top 10? Și ce înseamnă să primești asist 1%? Adică 1. Poa, să fii norocos, asta înseamnă. N-a mai intrat cineva. Marienov. Salut. Salut, Maria. Nu-i de prost? 25% un erit. Ce pasă, Mariane? Nu sună bine. Nu te înghionineră, nu? Cum am scris și eu acolo 6 din 7 mici, am câștigat azi. Trage ăla după mine, ești nebun de acolo, bă. Nu cred că după tine trage. Păi a trecut proiectilul pe lângă mine, n-ai văzut? Păi da, da, uite, în stânga era perfect Achilles. Da, el din mers. Ce vorbești, bă, penetrează Skoda, bă, băiatule, de meșenile. Am și penetrat, zic, perfect, perfect, de meșenile. Mi-a dat de meșenile de două ori, dacă ai observat. A doua ca a doua, nu, poate n-a pus țintă exact acolo, dar prima, din mers, perfect, acolo. Auto-in. Direct, bang. Salut, Ionuț. Credeam că îmi dă azi botul, bang. Că am avut două amoracuri unul după altul. De ce să-ți dea bani la două amoracuri unul după altul? În decurs de 3 secunde. De ce să-ți dea bani? Păi, de așa. Nu dă bani, așa. Știu, dar zic așa, încep raportacii. Uite, exersăm cum să pierdem un WOT. Da, au început să-mi dea aproape toată echipa adversă. Ce e în WOT? Ce e în WOT folosești? Vreau și eu. Ana mea, dau la ONI, eram cu jacuat, dau la ONI. Full HP la light-ul de 7 sau cum ai mai zicea. Am 25% win rate, deci e minunat. Și după al doilea amorea consecutiv, am făcut al treilea kill iar în decurs de vreo 10 secunde.
Făcea al patrulea kill după un minut. Pana mea, normal că a fost nașpa. Am 3 light-uri care freacă pula în spatele hărții. Nici nu mă mai duc aici, rămân. Pentru că eu mă duc să spotez pentru jeguri. Light-urile mele stă la sniper și ăsta sunt să le spotez. Că-i fut în gură de dobitoci. Te-o spotat? Projetul stă la snipe. Do it! Am jucat azi 7 ori Dying Light cu Medei. Yeah. Tricul la a doua hard. Dar nu apare 2 sau a apărut 2? O să apară. Ei au zis 2009, deci anul viitor, dar nu se știe. Dying Light 2. M-a spătat. Am dat de drag. Ce prost se duc frate astea. Hai mă, cu câștigi. Dar așa că s-ar putea să ia lui acolo, că s-a dus vaca. Cu putere s-a dus grămadă. Ia uite-l pe T29 al meu unde e. Full HP, îl doare la patine. Ia uite, bă! Știi care e faza? Care e el? L-o să-l omoare pe ăla care era în țintă, m-a omorât pe mine. A văzut că te cheamă Vali Vigelie. Nu suportă maneliști. Nu știu, eram aproape de el și... Vă zic eu. Era hater. Dar oricum nu eram spotat. Nu suportă cocalarii, cred că și de aia. Hai, știi. Treacă al timpului. It's a trap! Omorâți-vă pe scorpion, aul meu, frate. It's a trap! Do it! T29 ăsta a alergat toată harta să-mi dau acolo. Hai mă... Projetul ăsta e periculosus. Butule... Mai e la... Mai este, mai este. Standard. It's a trap! La standard brut. Băi omule, dar ce e astăzi, mă, mâncați și e ziua șenilelor. Deci nu mai deme șenilă primesc aproape la fiecare lovitură, cu orice tank intru, adică... Ce pula mea. Chiar așa astăzi toți au noroc de așa ceva, non-stop, non-stop. El îți dă din mers, dar tu nu-ți dai din mers. Ai mor acum. Trebuie să duci în spate, bă, la mă. Păi am vrut, dar nu știam în ce pula mea pot ce să mă mai duc. Ăsta venea grămadă pe mine, n-ai văzut? Căcatul dracu cu vaca lui. Ce să-i dă ăla cu tunului de căcatul lui? Ai luat ăla, ai văzut că a fost crăcuit și ăla și a două de Tomb Raider? Bă, fii aia pe pierde din cauza unui prost. L-am descărcat, da. Și ai făcut ceva seed, da? Nu știu, nu m-am uitat. La Tomb Raider? Pad, 9000 de ori s-a... Nici nu mi-l arată aici la seed. Să nu fi scos tot.
nu-l văd în torrent. Stai să mă uit în Smash list ăsta. Shadow of the Tomb Raider, 35 de giga. Da, ai făcut rații 1. Eu l-am luat târziu, rău. Da, am făcut peste 1. Dar l-am luat târziu, deja avea... Sigur o să downloadezi. Avea o grămadă de download-uri când l-am descărcat. Ia uite, ăla are 1000 de bătălii și a cumpărat tank-ul. Light-ul ăsta, premium. A intrat direct la 8 și el are 1000 de bătălii. La 8, la zecari, că joacă cu zecari. Contra. Am și jucat ieri din el. Ai jucat, nu? Nu-mi place. Fii de mama lor. Da, dacă n-ai răbdare pe el așa că e aventură open world, normal că nu te atrage. Pe care e cu gustul sau? Gusturile sale. Mamă, ce... Acum mi-am dat seama prima dată când văd asta, cum e harta asta pe... pe singură bază. E un pic cam în avantaj pentru ei. E prea mult în avantaj pentru ei. Numai să... Au și pietre acolo, au tot ăia. Aici nu cred că poți să intri pe centrul ăsta. Nu poți, mai mult ca sigur, că e pietre, au drumuri, au tot. Poți joace și la turelă, tot. Cred că doar pe lateral poți să intri. Sau bine, poate pleacă și ei pe lateral și rămân 2-3 aici. Nu, no, nici azi nu de unde? N-ai de unde să știi cum pleacă tâmpiții. Ia uite, eu. Ia uite, obiectul deja e în colț acolo. Două obiecturi. Aici, care are gun depression și turelă? Țapă-nă, e boss. Un lov, e un T-34. E mai bun la el, pentru că e mai jos. Așa sus trebuie să ieși mai mult, chiar dacă ai turel. Da, da, tot e boss. Analfa boss. Ce v-a pus baza asta deasupra muntelui, căcat? Retardați-mă. It's a trap! Do it! Ăla are și turel, ăla n-ai BFV-ul ăla, ia uite, ia uite ce. Pă, ți-a apărut 50 TP-ul, ia uite. Dar e 50-ul ăla, de ce-a făcut? Puș, domnul singur, e și verde, cred. Te tâmpiți, de ce? Nu fie verde. Uite, ăla are turel întoarsă și nu pot să trag, pentru că iese M41 care se uită în dreapta. Îi țin mătii de retardat. Dar mă mir că ăla era verde, atât de prost s-a dus. S-a bazat prost pe tank. Prost pe tank, da. Contează când trag ăsta cu gold. A venit și 60 TP, apoi 50. Da, eu n-am dat depression să-i dau, adică trebuie să mă expun. Să pot să-l frig. Nici n-am loc cu aia, că ăștia nu sunt încărcați și ei se bagă în față, știi? Nu înțeleg de ce se bagă, niciodată n-am înțeles. De ce te bagi dacă ești neîncărcat? Da, o pierdem și pe asta. Du-te și neacă-te. Sau aruncă-te de pe ăsta. Nu mai îmi dau seama că sunt prea aia. O bucată de aia dacă mai prind, dacă nu mai e. Colivă și la garaj. It's a trap! Do it! Uite, vezi, fixez pe șenilă și nu intră. Zice doar că i-am avariat șenila, dar nu-i dau șenilă. Și el nu se oprește, nimic, perfect, perfect. Dar nu-l vede nimeni pe ăsta că vine Full HS spre mine? Ah, dar nu mai e nimeni, nu mai e Arti, nu mai e nimic, cine vreau să mai vadă? It's a trap! Tataia!
CSF. Ce era să mai fac? M-am descărcat și unul ăla, măcar știu că l-am pleznit. Mai e un. Salut, Nadeu! Ce zi, Nadeu? Hai, necancăr. Du-te și tu la garaj. Te caci în el de what? Și la tine se înțeleg că merge prost, nu? Da, și eu aveam vreo 25% mai devreme. Acum cred că am 30%. Weekend, sfârșit de weekend. Dar să vine vacanța de iarnă, să vezi. Să vezi atunci cum o să fie. Da, l-am avut și eu pe unul cu 50... M sau ceva, 50 M. S-a băgat, s-a dus kamikaze, așa grămadă, între 5 tancuri. Ce a dat două bucăți și a pleznit. Firefly. În loc să stea frumos la turelă, că el are blindaj, are gun depression. I-a zis nenea blu? Ce Firefly. Ce nume de tank? Ce, mă? Nume de tank, Firefly. A, n-a dat nimic, bă. A tras două, dar n-a dat nimic. Uite-l ăsta. N-am înțeles ce pula mi-a vrut să fac. Focus zburător. Uite, am 29%. Și eu, deci n-am mult. ...41.000 de bătălii, da. A, e. Ce să faci, frate? Mulți tântălei. Tântălei, nu sunt neapărat tântălei, sunt fricoși. Vor să rămână ultimii sau să rămână cu... HP-ul, să dea la final, să știi? Au răbdare aia în ei, eu n-am răbdare, frate. Da, așa ca prost un probleme. 15 minute, 14, 13, 10 minute, să ce? Salut, PSM. Mamă, e 7-0 pentru noi. Cine i-a urdat eu? Băi, dă-te, dracu. Adică AMX-ul meu o ia pe sus și tu vii pe aici? Șarla, dracu, nenorocită. Hai, rupeți-i fanină. Care mai e bun, mă? Oaia sau KV2-ul? KV3. De meșenilă motor. Deci să-mi bag pula, dacă nu în seara asta mi-am luat aproape la fiecare bucată aceeași chestie. De meșenilă motor, de meșenilă motor, de meșenilă, de meșenilă motor. Deci ce morții mă în seara asta nu pot să-mi dau seama de ce le iau așa des. Păi, din contră, eu dau numai damage și nimile. Dai, pădre. Fix pădre, pădre.
delta aia n-a murit de la colț. Dacă mai spătează, știu, odată să o dăm jos, să pot să împing și-o în față. Dacă stă ăla acolo și bagă toată magazia mine, 1000 HP să duce pe pole instant. Tă-l dracu, căcat, ce stel nespotat, deci AMX-ul ăla nu-l spotează neam, bă. Deci neam nu-l spotează pe T-54, zici că al dracu e... Și e roșiat, e ca neb. Și vrei să spui că e camuflaj, am avut 6 skill-uri pe T-54 de căcat și l-am spotat la marginea. Nu te-ai învățat, stai și tragi de spotat. Uite, mi-a dat ăla acum de-n față. Uite cum stă GT34, 3 ne-a spotat. Păi ăla a tras, care-i spotat deja de-n față. Albă, strelul, aaa. What the fuck, nici nu credeam, dar nici nu se vedea că poate să te vadă, what the fuck. Eu nu l-am văzut pe el, dar el m-a văzut pe mine. Păi asta e faza, că nu puteai să-l vezi deloc. Dacă e de albastru, el are prioritate de tras. Are căcat pe el. Do it! Do it! Și tu ce procedă. Da bine mă, ăla-i și rapid în pula mea. Așa și așa, l-am avut. Gata, deci s-a eliberat zona aia, acum pot să mă bag sub dealul ăsta lângă el. Că nu mai sunt aia la case. Ăla-i și pe standard de lângă tine. Păi îl am, dar dacă se implică. Mai e unul în față, a, e 354. Da, aoleu. It's a trap! Do it! Do it! Aaaa, la cât a trecut de scăfârlia lui. Aaaa, milimetru mă, ia, bă! Las-o, morții, nu se... Do it! Și hai să zic ceva, 34-3 ani. La cineva din clan. Știi ce țintă de căcat are? Ia uite să te adui. Ia uite-l, 1800 scor. Ia uite-l unde stă. Snipe are în pulă. Nu cred că vrei să știi ce țintă are căcatul ăla de 34. Dar nu, sunt ușor în primul. Știu că are o țintă de căcat. Incredibil de proast. Mai proast decât la... Man. Boltă, viteză mică la proiectil. Țintă de tot căcatul, dispersii mari, tot. Trasă în pula am tras. Uite și ce bine s-a pus ținta pe ele. Am tras și eu. Oricum, câștigi. Da, ce-i drept. 2000 de mergeci. Cât de lor. Și la câte am ratat? Mai era 1000 și eu. A, privește partea bună, mă, nu privește partea aia. Da, mormor, eu dacă câștig, să mulțumim, am treabă. Și cu 0 dacă eram și câștigam, îți mulțumim. Normal, e mai mult XP de când pierzi și dai damage. Fac, cum zice, am făcut 3-4000 damage cu japanturi și am pierdut și fac 300 X. Și când am câștigat la 500 de mi-a dat 1000. Ficat. Logica asta cu pierdut și câștigat e prea proastă la ăștia. Tot e prost la ăștia. Lasă-vă că în două zile apare farming-ul și iau o pauză, mă mai enervez, nu mai mă interesează de player ăștia de cretin. Ba te enervezi, vezi bug-uri, glitch-uri. Nu cred că o să fie cine știe ce. Ei, normal că n-o să fie, îți dai seama. Mai ales că sunt foarte mulți care deja îl joacă de vreo 4-5 zile și ce că deja au făcut și un update, da. Cu ocazia asta, că aveau ceva glitch-uri pe acolo. Și le-au rezolvat. Ăștia se respectă, ăștia nu scot jocuri așa pline de glitch-uri. Nu e Gold Rush, e farming totuși.
La Gold Rush cel puțin sunt conștienți de ele de anul trecut, de când a apărut jocul, dar tot nu le-am rezolvat. Așa cum am amintesc glitch-ul ăla, a rămas wide la pompă sus. Păi de-aia nu l-am mai jucat, mă, că mie îmi place jocul, e foarte frumos, dar mai nu e de insane, dar glitch-urile și bug-urile fac din suportare. Exact, de-aia nu mai mă trage inima. Când vezi că dar ce ai făcut? Ai bifat modul ăla, te bagă numai pe modul ăsta? Da, le-am bifat pe toate. Și? Mai bine să merg. E altceva, mă, plictisit de aia să merg într-un capăt în altul pentru baza lor. Așa. Standard. Mai schimb, diversificat, mă, te bagă în Grand Battle ăla. Da, dar Grand Battle-ul scoate, nu? De mâine, astăzi e ultima zi. Sunt doar pentru 7 zile, pentru Tyrant. Cât XP mai pe la noi? Cred că mai am nevoie de vreo 80 de mii. Lejer 80 de mii. Centurion X te-ai luat? Da. Dau 181 în grilă cu hash gold și dau un 431-485. Am înțeles. Cu gold? Da, tot cu gold. Deci de ce dau în grilă care... Pe mediu, de ce au pus pe mediu gold-ul cu hash? N-am înțeles de ce am dat într-o grilă care nu are gram de blindaj atât și dau într-un căcat blindat de 3 ori mai mult, 5 ori mai mult. Logica, ori, votul aici. Dar tot nu înțeleg de ce a pus hash pe mediu. Nici eu n-am înțeles. Bă. La ăsta cu proiectil cu calibru mare, da. Se zice, face daune mari, da. Prima de meșenil. De meșenil. Uite, na, iar, una după alta, deci consecutiv, o repar, îmi dă iar, o repar, îmi dă iar, deci nu mai suport. Deci să-mi bag pula dacă mi-am luat în seara asta la demeșenile de... mă doare cap. Prea multe, frate, prea dese, ce pula mea, tot trag perfect la demeșenile. Ia uite, ăla ne-ai mâncat, ăla a venit direct. Instant, nici nu l-am văzut după colț și el m-a omorât. Imediat a pus tintă ăla, deci imediat de mers, uite-te unde eram. Uite cât îmi vedea el din tank. Uite. De unde a tras el în poziția asta? Ce? N-ai, toți trag perfect, pula mea. De meșenile, dale, dale. Motoare, amorace. Servus la Type 5 etun să iau, ăla cu heuri pe pădie, ți-am zis. Mersi pentru loot să trești. Salut, LOL. Da. Cred că-l trecem la pierdute și pe ăla. Presimt. Salut, Peter. Mersi pentru cod. Ce turn? Ăsta are primul turn ăla după Crusader, cred. Ce urât e, ce mic e. Primul? Sau al doilea? Nici nu mai știu. Cred că primul e ăsta, mic. Păi, e ok. Da, nu știu. Nu mi se pare foarte, foarte wow așa. Mi se pare damage-ul cam mic totuși pentru Tyrant. Da? La LT-ul ăsta. Deci ce, sunt destul de tankuri care au damage-ul mic la Tyrant. Dar sunt destul de tankuri care au damage-ul mic la Tyrant. Mai zic de medii. Da, da, mă așteptam, e premium, bana mea, te mă așteptam la altceva, știi ce zic. Prin de light. Ce, VZ-ul ăla de 8 nu dă sub 200? Parcă așa știu. Cât dă, 200? Sub 200, așa țin la minte. Salut, ciombi! Bravo, tu n-ai găurit. Bravo, tu n-ai găurit. Do it! Aba, nu are 250 de damage cu... Do it! Te 92, uite. Do it! Are 150 de damage. Până acum nu prea am tras de spotat, sincer să fiu. TTB-ul, 180. Bine, în cazul de față am tras nespotat pentru că, na, OI, pentru că nu are view range și așa.
Salut, domnul Cristi. Tu ai văzut că dispersi 13-105? Deci are aim time de 2,3 secunde. Dacă se merită, tu știi dacă se merită. Deci are aim de 2,3 secunde și dispersi de 0,42, 13-105 ăla. Tu știi cel mai bine dacă se merită Xbox-ul, dacă îți place și îți dorești să-ți iei Xbox? Și cum a apărut să-ți acolo imediat să-l dat. Unde dracu tot trage, mă? Să-mi fie cineva în fața lui. Hai să testăm un heu. Ia să vedem cât îi dăm la Scorpion cu heu. Nu-l mai prind. Nu-l mai prind. Sunt curios că dau cu heu. Cât ai pentru RPG-ul? 176. Penetrare? A, 33. Parcă. Am văzut că pe AP. 44, mă. 44. Foarte mic, că nu o să dai cine știe ce. Parcă văd că dai mult într-un mediu sau heavy și într-un căcat de fără armură. S-ar putea să apară ISU. Vrei penetra pe OE cu normale? Lateral, da. La lateral. Nu l-am cumpărat, l-am închiriat 25 de baterii. Da, cred că a tras. A tras, da. Vreau să scos să te iau ăsta. Două lovituri strele. Un tir și un ram. Uai de 300 mi-a dat. Ți-am zis doar, nu, nu-i bine să te... Mă, și știi, cât, așa, știi cât, i-am, cât i-am dat eu cu heul lui LTO ăsta? Cu Jack Panther-ul? Nu mă așteptam să-mi dea așa mult, sincer. Știi cât i-am dat cu Jack Panther-ul cu heul? Nu, căcat ăsta LTO? Dar chiar așa ușor e tankul ăsta, mă, câte tone are? 200 i-am dat, atât. Cu penetrare de 60 și 700 de damage potențial pe hip. E ok, dar n-aș da banii pe el. Eu sincer n-aș da banii pe el. Îți dă? Ți-o dă? Reload-ul ăsta e minunat. Uite, îți bagi joc de ăștia. De tankuri grele care încarcă greu, chiar că îți bagi joc. Îți bagi joc lejer. Nu merg că nimeni nu ți-a dat ok. Lăsă ce era, lăsească, nu? Da. Ia de ce s-a stins ăla, a stat aprins până... A, l-a omorât. Cred că avea la echipaje rusești. Echipajul full? Nu, abia l-am început echipajul. A, serios? Da. Cred că e 30%. Ceva de genul. Da, trebuie să prind și hartă bună pentru el. Dar e, cred că e extrem de ușor de mi-a dat așa mult ăla din RAM. Totuși, nu e așa, n-am bec. Nu e așa greu să te iau ăla. Pe ăsta merge să pui skill-ul cu RAM. La un moment dat. 112 glacial. Ce ăla 112 glacial? Am luat 8.000 experiență. Am făcut ori 2. 72.000 pe plus. Uite, am 46%. 64% echipaj. Nu pun bounduri pentru că alea le păstrez. Ce să pui pe T95? Încărcător, reparații. Stai așa să mă uit.
Reparații, dacă îți rupi șenile, imediat cad șenile alea. Încărcător, reparații și ventilația. Camuflaj și așa e spotat instantan. Reload, n-ai de, ăsta aim n-ai de ce să-i pui. Destul de bunșor. Eu zic să-i pui toolbox, da, reparații. Să-i pui încărcător rapid. Și aș înclina spre o ventilație. Așa am avut. View range are. Ținta o strânge așa destul de repede. Eu zic ventilație, toolbox și ăla. Da, dar ăla e cu tunul stock. Da, da, la început n-are tun stock. Adică toolbox-ul ăsta cu 25% mai repede să te repari. Da, cu reparație. Degeaba, până și ăla e inutil. Dacă de repede trag toți înșelea și ți le rup toți, nu mai ai ce face. E bine stai de, nu știu, lângă ceva, un zid, perete, ceva, să nu te cercuiască afel, ți-a și ne lași, ești mort. Mai bag o rezervă de o oră, că mai stau o oră. Mai am nevoie de 75.700. Câte bonduri mai am? Mai am 1000. Dar... unde e patul 1? Uite, pe patul 1 mi-am luat deja două din astea, încărcătorul și ventilația. Și vreau să-mi iau și stabilizatorul. Și costă și ăsta 5.000, vreau să strâng iar, uite, mai trebuie 3.927. Vreau să strâng 5.000 ca să pot să-mi pun pe patul 1, să fie full. Să iau și stabilizatorul ăsta. După boundurile o să le folosesc, nu știu, dampule sau... tot așa le strâng pentru alt tank să mai pun un improv din ăsta. Păi dar poți să ții de-astea, frate. Nu le fute aiurea, că uite, astea te ajută. Uite, Optix-ul, de exemplu, are bonus. Cu toate astea de aici au un alt bonus față de standard. Adică-s bune astea, poți să le iei lejer. Mai scade, de acolo un pic, de acolo un pic. Și cu astea improve, chiar mai scade. Și parcă poți să pui și pentru echipă, parcă era și pentru echipaj ceva, mă, sau? A, astea de aici. Da, pana mea, să dai câte 4-12 pe fiecare bătălie, părerea mea, și ținând cont că tu faci 7-8, nu prea e rentabil. Mai bine spui, frate, ce trebuie pe el, nu știu, na, fiecare face cum vrea. Eu strâng 5.000 să îmi fac patul full. Păi, ninge și la mine, te rupe, frate. Cred că s-a și pus. Și acum ninge aici, deci s-a pus, bă. Wow, nu cât a nins aici, nebun. Bă, deja s-a pus, bă, pe stradă. Nici nu mai îmi văd mașina. Mașina mea de neagră a devenit albă. Nu mă așteptam să pună, pentru că erau vreo 2 grade, dar ținând cont că se înoptează și mai tare, spre dimineață cred că o să fie sub 0. Da, e bine că au anunțat ninsori, că eu nici nu știam că au anunțat ninsori și mi-a zis cineva că ninge. Și am fost și eu să-mi pun cauciucurile de iarnă, că eu dacă era mă prindea cu cauciucurile de vară, că eu aveam în cap că... Zic, le pun după 20 încolo cauciucurile, că zic, nu ninge. Eu dacă n-am televizor și nu ascult meteo, mă trezeam acum cu cauciucurile de vară, că mă alergă garcea pe drum. Să înceapă dansul. Că se lasă cu amenzi, cu taloane, cu dale, cu dale. Do it! Tu unde la conugeu, trebuie mersi băiatul pentru luț. Mi-am vopsit mașina în alt dat. Asta e vopsea de aia șmechere, când dă căldura, se schimbă. Din alb devine negru. E mai ceva decât plastidip. Păi și, dacă mă prindea acum cu zăpada asta, de exemplu, mă prindea mâine,
Nu era amendat la mine în buzunar? Nu mai era mașina. Se duce cu metrou. Mâine era amendat la buzunar, direct. Aulă, dar de ce am venit eu aici? Singur era. De ce am venit eu aici? Că nu e nimeni aproape. Te-a și șpotat. Între case. Aștept și eu aici o secundă, două, să mai vină și Jaguar ăsta, poate împinge și 430-ul ăla. Nici măcar ăla nu e. Ca să-i dau un din. It's a trap! Do it! Am lărit firele aia lui dracu. Do it! I-i dat exact în unghi acolo și trebuie să fie șenilă, dar na. N-ai tu norocul ăsta. Bine zis, trebuie. Uite ce repede mașinii. Una n-a mai fost. Le verde, cum să nu dea de mașini? Trebuie să simte instantaneul. Pe cam asta a fost acum, de ce să scrie pe mine? Că nu mai avem ajutor de nicăieri. ...416 rupe baza. LT-ul nu știu ce dracu face pe acolo. Ei nu servesc pe partea asta. It's a trap! Da, am văzut că dă expert doar pe tancurile premium și goși. Dă și la zecari, deci tot inutil. Aia e bună că bagi la... Cu faj, deci ca la... Ce căcat să faci cu aia cu ratați? Tot da, uite-l pe ăsta. Păi acum am înțeles eu de ce stă el aici. E, el 9700 scor, albăstrel. Da, îi place snipe-ul, el trebuie să întrețină VN8 acum. Se bagă la snipe aici frumos. Mai ciugulește 2-3-5 bucăți. Crește VN8-ul la băiat. Ia uite, pac, la ciulipă la. Da, mă, sunt niște muiști de impulă mea. Că uite, așa scăpam și eu mai repede de ăsta, 50.000 experiență. Direct, zbura. Nu neapărat 50.000, putea să pun de la... Ce s-ar și opar, să zicem 30.000 XP sau 15.000, da. E bine, ce pe premiu, ce să mai, 50.000 intră în echipaj, aia e. Și la zecari, uita și de zecari, care e tot inutil. Bă, nici nu m-am uitat dacă i-am dat accelerare la echipajul ăsta. I-am dat? Nu cred că i-am dat. Nu cred că aveai bifată căsuță. Nu cred că am bifat-o. Cred că am uitat. Că tot ai adus vorba de bifat. Uite, unul joacă, farming. Las că joc și eu, uite-mă, o zi mai e, 19. Nu mâine, nu astăzi, de fapt că a trecut de 12, poi mâine. A băgat semănătoarea. A băgat, mă, face multe update-uri, de-aia că face. Mă, știe că mai nu, o zi. Nu, zic ăsta care face live, a băgat, face cu seamănă. Au apărut și moduri deja. Îți dai seama. Abia aștept să apară. Aia aștept să apară, mă, că aia ești gura lui. De fapt, abia vrei să-ți dea key, nu? Păi eu am, doar am key, am tot, doar să-mi dea accept. Ce-mi dea să-l dau la Dezi, da. Are de la ăia el. Au key direct de la ăia, dar are contract. E un fel de cont de presă ce are el. Dar tot progresul îi se anulează, nu poți să joci, oricum ești limitat, nu poți să joci online, nu poți să faci anumite chestii. Degeaba are accesul acum, doar că se bucură de el și degeaba, nu învață, de, știi? Degeaba, dar face o grămadă de bani și poate să-și le normal. Da, pe oricum și la și-a dat pre-order și el. E normal, la numără, câți bani fac cu conturile astea de presă. As că mai auzi. Mă bag parat puternic, pe biscuit, pe semanat, pe tot ce se poate. Biscuit. Am lovit, mai de una.
Băi, ești nebun, i-am dat 225. Oh, nice-ul. Cum? Lu, LTTB. Deci dă mă și bucăți mai mari. E cu apel sau cu heal? Apel. Una la 1000 de ani. Aia da, îți dai seama. L-ai distrus. Hai să mă bag pe măta în gură. Ia uite cât îmi dă 754 căcatul de RHL. Are tunul scurt și el totuși la distanța aia trage perfect. A, păi da. Cum să nu? Are dispersia cât casă. Căcatul cu el, da. Eu sună aici mâini dimineață lopată. Băi, nici n-am, bă. Mă credeți că n-am nimic. N-am lopată, mine, n-am racletă, n-am nimic n-am. Decât cauciucuri de iarnă. Și o soluție de zgheța parbrizul. Deci nu mi-am lătat absolut nimic. Folosești cauciucurile ca să dai. Că am zis, bă, o ninge, dar nu așa în halul ăsta, mă. Mâine mă duc. Mă trezesc și iau metrou, mă duc direct să cumpăr date. Ce să cumpăr? Să-mi iau pelii, să-mi iau, nu știu, prostii, raclete, dreci. Da, mâine treabă. A? Mâine treabă, zic. N-am treabă. A, te duci doar să iei astea de dantru. Da. Iarna. Ai avut noroc, dacă aveai treabă. Nașpa. Da, din București se. Minte e din Vaslui. Da, am văzut că mai multe orașe nici de rupe. La mine ger de crabă pietre, dar și tot e uscat. Ce grev? Nu știu nimic de nicio grev, ce grev? Deci la mine ninge într-un hal. Deja s-a pus, ești nebun. Am pus eu o poză pe Discord. Dar nu era zăpada asta când am pus poza. Doar ninge? Ninge așa, dar acum chiar s-a pus, frate, deci s-a pus zdravă. RHM-ul ăla n-a fost pe tramă? Nu, că e departe. Te dai prin el atunci. Oh. Ce tabule s-a avut, bă. Do it! Șenilă. Nici măcar la zgâriere. Nu am zgâriat. Do it! Nici măcar la zgâriere. Mi-am vrut să-i dau șenilă, dar n-a fost să fie. Do it! Nici măcar șenilă n-a putut să fie. Dar cred că o câștigat. Căcatul ăla de RHM, cred că pe spatele lui. Mai mă, că sigur. Ia uite cum trage, și eu. Da, de ce nu iau eu asistul? Nu înțeleg cine-l ia. Pentru ăsta, nu eu l-am spotat? Nu, no, ăla îl ține spotat din stânga.
Este, este, destul de precis. Reload-ul tău nu-mi place. Băi, e ok până la urmă, nu știu. Uite că căcios. Uite-l, bă, cât a ieșit sub, bă. Do it! Ăla-i verde, mă, de aia ți-o vezi. Nici măcar la zgâiere. Do it! Bagă heal-uri pentru ăla. Da, chiar să testez heal-ul dacă apuc. El e verde, ce știi? Până ăla de tot căcată până când strângeți. Eu nu știu. Tratezi în prostii. Costă 12. Mai bine-i trăgeam cu... AP-ul în pula mea. Do it! Dacă ai avut noroc de cineva care i-a dat o bucată. Dar oricum m-a ratat, aveam timp să-l omor. Deci 112 și 114, cu două heal. Da. Deci mai bine îi dai cu AP-uri. Da. Nu, are pe intrarea prea mică. Dai peste 180. 180, 178, până la mea. Nu, are pe intrarea prea mică. Scorpion? Ia uite-l. Bine, am lovit, mai de una. Do it! Do it! Spătează artileria. L-am ceruit. Do it! Tot am două boabe, trei asist. E bine. Turele de la Conugeu, să fie primii mersi pentru El Lutz. E bine și așa. 89.000 pe plus, 10.000 XP. Bă, de ce am luat așa mult, mă? De ce am luat așa mult XP? De ce? A, bonus fără premium odată. A, reward. Și personal. Pe ce reward mi-a dat? 7.000, nu... A, combat... Da, mă, uite. Uite, mă, are pentru mine. Da, bă, ești nebun, ia uite, deja am farmat 36.000 pe el. Am uitat să bifez asta. Uite, 36.000. Dacă era toată în echipaj, aveam deja un skill acum la ora asta. Și câte lupte mai? 20, am dat 5. Am și uitat, nu știu dacă ăla de ce zice 2? Ce zice 2? 20 mai am. Crea 2 lupte. 20. Nu, cât ai dat cu el? 5! 25 l-am. Pentru 25 de bătălii. Faci un... 2 skill-uri acolo. Faci și îl bag frumos la gărăjel și ai... Ia uite acum dacă intram cu ăla... Era blană. Am format și bani cu el, ce-i drept. Să știi că nu fiu la bani. Snipe. Snipe de snipe. Era bun, uite acum să-l fi înfipt colo în boschetul ăla. La spot. Dar nu știu, văd că seamănă cu ceva, dar nu dau seama exact cu ce. Curva! Curva măta! O curva! A, da, mea. Cuvântul ăla înseamnă același lucru în 70 din miliarde de limbi. Pușanu a făcut ăla, bă. Vrei ceva camuflaj? Să mai bec. Am bec. Vrei ceva camuflaj? I-a tras un boscheț, tu n-ai văzut? Boscheții ăștia plus boscheții aia care mi-a blurat lovitura. De-aia nu m-a văzut. Au fost prea mulți boscheți la interval.
Ați cam tras și prin 50 de miliarde de boschet și totuși mă spătau. De fapt nici nu trăgeam și mă spătau heavy-urile. Parcă seamănă un pic cu LT-ul, doar că are șasiu mai mare. Zici că are șasiu de 50 TP și turele de 100 de LT-ul. Ăla mi-a dat blind, băga mea și pula în gura lui și mi-a dat 851, căcat. În blind. Tu zic câți mătii de 49. Aaa, albastrelul. Păi de acum, unde e albastrelul? 800. Mi-a luat 3 sferturi din 11. Bă, de ce pleca mă cu LT-ul, bă, da prost, e, bă, a și plecat și mai are și 200 HP pe tântălău. Nu stăteam pula mea la spot acolo. Fratele mai mic? Păi de mai mare decât e 100 LT, mă. Ca volum. E mai ușor. Fii oare la mărime, nu știu. Mărime e mai mare. Puțin mai mare, la greutate e mult, mult mai mare decât e 100. Ei, cui să mă uit la greutate, să vedem. Băi, ce mi-a dat o munistă ăla. Cine a, de Tyre, am înțeles. Ha? Ce înțeles? De 49, 851. Frontal. Cu heavy. He, da, nu știu, frontal cred că mi-a dat, că nu văd awesome. Pe tank. Awesome, awesome. Dar ai fost pătat? Nu, a tras blind aici. Damn. Serios, să iau 3 plutoane de T49? De un pluton de T49? Sunt 2 albastrei și un verzișor acolo. Light-urile noastre sunt pe dreapta și noi nici dracu să le dăm suport. Nu știu ce pana mea s-au dus aici unde a trebuit să duc. Dacă eram cu light-ul, eu nu mai îmboschetul ăla să dau pentru spot. Dar la dobitocii mei nu-i vezi unde sunt cu light-urile, pe partea asta la altă. Ăștia s-au luat la pus aici. Să moară unii pe alții. De prost ETP-ul meu. Bă, ce e prost, mai și semnalizează. Precizia pulii mele. Uite, căcatul care mi-a dat-o și mie, i-a dat one shot-ul. El e albăstrel. Prost rău de pe ăsta. Do it!
ATP. 47.000 de bătălii, retardat. Este să împingă Charlotte în loc să stea în pula mea să ducă unde trebuie să facă treaba. Da, am al doilea tur. Salut, Black. Salut, Dragoș. Nașpa merge. Foarte nașpa. Sau nu știu, mergea, a mers, habar n-am, acum probabil a mai crescut un elit. Am vreo 29, 25, 29. N-am fost, că au dat la un număr limitat de youtuberi chestia asta, farming, dar mai e o zi, nu moare nimeni. Mâine îl joc și eu. Am timp suficient să-l descoper. GG Arctic, ai dat blind? Se urce căcatul ăla cu projetul, sigur apare în curând pe aici. Îl trage nespotat de acolo. Artileria mea sau să nece cumva? Să necă. Mai avem vreo 70 și ceva de mii. Mai degrabă. O, ia zi fata mea! Che pasa? Uite, vreau să trag eu mai... să ajung spre noua rolă. Mai repede. Nu vor mai stați? Ce se înjură ăștia, ce înjură pe polonezi? Adevărul e că suntem câteva polonezi. Polonezi, cehi. Intră pe Discord. Tancuri de la Conogeo, să trăiesc, mersi pentru luz, băiatul. Aici la masă, să ai poftă.
Bă, dacă nu mi-o dădeam un istul ăla în blind în halul ăsta, mă duceam pe proșetul ăla. Mi-a dat și ordinar. Salut, Tiberius, da. Mai am vreo 70.000, 75.000, ceva de genul. A murit plutonul de T49. Da. Simon. Mai e unul. Da, mai e unul. Mai e verzișor. Oricum a dat căcatul ăla, dar a murit cu două kill-uri. Mi-a dat 1851, a mai dat la MX-ul ăla vreo 500 și ceva. A murit ăla care ți-a dat. A murit ăla care ți-a dat. Foarte, ia uite, ar trebui să-i fută una acum la ăsta, să țină minte. A ratat. Te spătează scorpionul, că de ce nu? Eram cu scorpionul ăla full. 70 de miliarde de skill. Nu spătam nimic, dar toată lumea m-a spătat. Trage căcatul după mine, uite, prăjit. Nu e, mă, de 49 m-a spătat, uite. Da, mă, ce e verde, m-a spătat. Și ăla dacă vine pe tine, îți dă full HP care l-ai acum. Trage prăjitul, vezi? Pentru că Arti n-a tras pe el. Când l-a văzut că a rămas un shot, n-a tras acolo. A tras. A tras un blind? N-am observat. Nu, a tras doar ratat, el a doar stun. L-a ratat, i-a dat doar stun și nu știu dacă i-a dat hard aproape de rău. Mersi, Tiberius. Oricum o pierde. Așa se pare. Dacă mai avem 1.050 oricum. Ca să mai rezista 2 minute să scoateți egalul. Eu o să pușeze, sigur. Progetul e one shot, T49, două lovituri, dar nouă lovituri dacă dă și obiectul pe el. Dar mai e și FV-ul și scorpionul. Și 268. Da, dacă nu se mișcă și stă în bază, păi să artileria mea s-a necat căcatul dracu. Ce jeg profesor din ăla. A intrat în bază, nu. Și tu s-a necat, în loc să stea să reseteze, să facă ceva. Păi și tu ai viorinși dincolo de bază și totuși nu spotezi pentru că are camuflaj. Păi și ea bază. Trage din bază proșetul. Oh, proșetul trage din bază. Cum vei fi explotația de scorpion? Egal, exact, egal e ca o înfrângere, deci... Sau așteaptă, vezi dacă mai intre cineva în bază. Scorpionul s-ar putea să mai vină. A drămat pomul și m-am startit, băga mea și pula să îmi bag. Asta e? Nu am gândit că mă vedea Arti. Uite, 4 bucăți a luat artileria de la ei. Moduri de căcă. Îți dai seama că n-ar trebui să vadă aia cu copul, știi? Ia apăr pe hartă că am drămat pomul acolo și tras. Exact. Deci dacă nu ai niciun mod tundra nimic, foarte greu îți dai seama. Uite-te și tu cine top damage la ei. Și ăla cât score are? Arti. Nu, cât score are el? Ăla 5100. S-a ajutat de echipă, că așa. Și ce? Crezi că tu n-ai văzut pe ăla? În pula mea avea 5000 de bătălii și făcea tunul stânga-dreapta, stânga-dreapta. Știu. Aoo, 30.000, ești nebun, am făcut 30.000. Da, las față de alții cu 200.000 de lupte. Și am făcut 30.000 și ce scrie 29.752. În total. Păi în total cu ce? Cu celelalte lupte. Că zici ce bătălii în World of Tanks, nu zici în random. Păi și altele care se mai contorizează? Nu știu, echipe... Ah, alea de la Clan Wars. De la... Ai 200 și ceva acolo, nu? Dacă nu așa. Păi eu știu. Păi... Nu, adun cu scazi din ce ai rămas aici, cât aveai, 29.700 și ceva, nu? Mm. Și restul se adună.
Nu e același XP la egalitate și la înfrânge. Pă, mă, ce-am drămat pe omul ăla, tu-s morți, mă, de artilerie în puțin. La egal cu același damage care le-am dat la înfrângere, am luat 2-3 sticks pe mai multe la egal. Dacă era victoria, era altă te luam cu 70 de miliarde XP mai mult. Logică de căcat. Că light-ul ăla nu spotez, eu dacă mă duc în poziția aia, orice spotez. De asta să cam plimbă pe acolo, chiar nu fi nimic. It's a trap! E ceva, cum aici, m-a spotat? Ne, varia si nu da. Ah, joacă un colț. Da, e foarte de bine, mai dau. Nu-l vede nimeni, pe jagul ăla, pe ăștia nu-i vede absolut nimeni. Stear. O să dea jagul dacă ești pe el. Dacă mă duceam acolo cu orice cam, când deja acolo îmi vream într-o secundă. Bă, dar dacă nu ai suport, mă, uite-te, tankuri. Na. Uite, vine și ăla pe la spate. A, te-ai mutat tu, căcat ordinar. Așa-i, frate, când ai... ai bulan. Păi dacă ieșeam cu tankul acolo, eram mor de mult. Cu jagul. Ăla nu trage nimeni în pula mea. Deci nu trage nimeni, nici arti, nici pula mea. Și pe mine m-au omorât artilerii aici. Acu a tras artilerii. L-a ratat? Da. În sfârșit. Pe un trilion de ani în pula mea. Plecat ordinar, nu? It's a trap! Bravo, tunare, găuri! Trage căcatul ăla altă acolo. Do it! Vezi ce înseamnă artilerii? Artilerii bazate? Păi au stat numai și numai pe mine m-au tocat, ale mele când? Cum mai spre final așa au început să toace jagul.
Asta contează foarte mult să ai și artilerii, în pula mea. Da, dacă la mine bag pe cel mai retardate. Hai că ea nu putea să-l penetreze, dar artileriile tot îi mai futea ceva în el acolo. Bă, ce am pierdut atâta experiență, bă, pe ăsta. Mamă, ce de începători am în echipă, nu sunt bapă. Nașpa, situație. Nașpa, situațion. M-a penetrat ăla aici, un felinarul ăsta, în turel în față. N-are, are 150, 160, parcă am scare pe turel. Puțin. Să înceapă dansul. Îi dai X5 la echipaj? Nu, ba. Do it! Fac un echipaj acolo pentru garaj. În pula mea ce mă tot spotează, băi, și în boschetul ăla mă spotează, mă, X-ul era departe, frate. Ah, ce l-am ratat, băga mea și pula în măsă. Hai, coai, nu te ajută nimeni, ce pula. Tata, ăștia toți stă la snipe, zici că joacă pe harta asta standard. Nici de cum modul ăsta cu baza aici. Ei stă la snipe standard, cu toate că ăștia sunt pe alte părți veniți. Pula mea. 0 la 3, top tire, ca obicei. De fapt, de ce mă mir? Pentru atât că sunt top tire, eu trebuie să pierd. Tu ții că aveu, măte, deci a doua oară când trage, a doua oară mi-a și în ele. De fiecare dată când trage căcatul, mi-a și în ele. Echipă de căcat. Nu e. Do it!
pe toate părțile în pula mea. Bravo, tu n-ai reușit. Do it! Da, mă uit și eu la insulă. Veni jegul iară, deci nu m-a iertat până nu m-a omorât căcatul ăsta infect pe OMX. Aute, două marcuri, ăsta joacă pe OMX de rupe. GG team, retard team, top tier team. Ăștia juca în hard modul standard, tu n-ai văzut că toți erau în poziție standard de snipe? Niciunul nu s-a repoziționat puțin după cum îți oferă harta să joci. Eu stat în poziție standard. Îmi place emisiunea. Vezi tot felul de oameni. Falși, în mare parte. Da, dar la un 60.000 de bătălii ar cam trebui să știi cum joci pe harta aia. În modul ăla. Hai că ia 2000 de bătălină, aia e. Ce zic, da, aia, aia e foarte falsă. Ia și cu o grămadă din emisiune. Oameni falși. Foarte falși. Corect. Și aici te dreptate, da, Peter. Căcatul ăla cu AMX-ul mi-a frip zilele. Da, s-ar putea să o pierd și pe asta, după cum se vede pe hartă. Dacă nu mă uit eu bine, cred că un moș Crăciunul meu, ohoho, să urcă sus la snipe, cumva, sau mi se pare. Da, se urcă sus la snipe. Deci din start e ca și cum n-ar fi în meciul ăsta. It's a trap! Morții mătii mă scotez până aici. Și acum a trei artilerii în capul meu. Bum, bum, bum. Aute. Ce pula mea să te joci, frate? Ce să te joci? N-ai cum să te joci. Mă duc și mă pun la snipe lângă Moș Crăciun. Deci stau aici să mă rup artileriile alea în pula mea în două ca să ce să fac, să mor eu primul ca să stea un dobitoc full HP. Și ohoho, unde e ohoho? 28.000 de bătălii, 6.994 scor. Altul care joacă la VN8. Mă duc și eu stau lângă el aici. Dacă ciupești ceva bine, dacă nu, nu. Dar nu mă duc eu să mor pentru un dobitoc retardat care farmează el venit. Ia ce frumos stă el aici. Bă, pe snipe un două. Arti trage aici. L-a văzut pup. Da, ce problemă să zic. GG team. Projetul trage nespotat, fătăi morții lui. Îl trage nespotat. Pula în echipa mătii și tankurile mătii.
trec cu căcații, dracu, bă, toți trag nespotați, bă. Am în pula mea, uite, cercul ăla peste el cu mult și el trăgea nespotat. A dus pe pula și meciul ăsta, 0-3. Ratații, sunt ratați, la ce să faci cu ei. Dobitoci ăștia. Am XM4 snipe, Moș Crăciun snipe. Dă vă în pula. Nici nu mă mai duc în bază. Să duc în pula mea să moară toți de acolo. Da, am un noroc la artilerie, ești nebun. Eu cum sunt spot acum, gata, în capul meu. Chiar dacă sunt spotat, ultimul tot după mine trage. Am un lipici. N-ai văzut de când ești așa lipici și am la artilerie. Doamne, cum s-a dus. Ia uite, mă, ding în spate. Uitați-vă și vă. Ai văzut ce al dracu e RNG-ul de căcat? Prima îl dau pe lângă jumatea tankului și tragem morții lui și a doua îi dau bounce în cur. Numai ca să nu-l omor. Ia uite ce de băieți frumoși în bază acolo. Echipa pulhii mele de ratați. Că-mi pălăi obosiți. Bă, da, dacă campezi, măcar fă-mi pula mea ceva. Uite-te de unde sunt eu spotat. Deci mă spotează ce morții lui, mă spotează din bază de acolo. Și eu nu-l spotez pe Projeto când trage, știi? Adică, na. Așa vrea Wargaming. Mâncam iar pula. Uite, 0 damage. Am dat și o bucată, mâncați așa. Udesul mi-a dat-o fără să mă intre în siege mod. Ce mare beijo. Dar fă-ți al cont, ce-o îmbișea e? De ce stai să plângi după un cont? Ai fost bănat, s-a dus, îți faci altul dacă vrei să te mai joci și îți place jocul. Cum ai crescut pe ăla, îl crești și pe ăsta, ușor, ușor și hai. Ce-ți faci acum? O să stai să plângi non-stop că ți-a bănat contul ăla și că nu mai ai parte de el? Fă-ți altul. Da. E alegerea ta dacă mai bagi bani sau nu. La banat definitiv, da.
No, 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 zicări. Hai, cuțit. Exact, ai contul ăla de l-ai câștigat. Bravo, tu l-am uitat. Bravo, Rod. Avea ăla ceva și s-ar șeptare pe acolo. Continui și aia. O redenumești? Sau îl folosești așa? Și dai blanaua pe contul ăla. Nu mai treci pe taierul, nu? Atât că n-a, trebuie să-ți iei tancurile care ți-au plăcut. Mai mult. Da, parcă aveai și ceva premium pe cont. Ai și de făcut bani. Mai mult de atât, ce să vrei. Sau nu mai ai contul ăla? Ciumbi, mai ai contul ăla de le câștigă? Sau l-ai dat? Și de ce nu joci pe ăla? Fute-mă și în turela și în tancul mătii în gură. Ce nu-ți place la contul ăla? Do it! It's a trap! Când sunt acolo, nu spotez pe nimeni, pula mea. Când vin pe partea asta, mă spotează toți în spatele boschetului. Tuțor gaming-ul, mătii în gură. Do it! It's a trap! Da, a venit lovă în pula mea. Veni lovă sus. It's a trap! Păi și-ți faci altă linie de... TD-uri. Îți faci altă linie de TD-uri, ai și tank de farmat credite, de care poți să te ajuți. Și nu joci cu alea de care dispune contul. Do it! Băi, i-am dat două șinile consecutive, bă. Nu mai juca atunci, ce om e. Nici așa, nici așa. Acum eu ce să zic, dacă nici așa nici mulțumit. Un cont pe care totuși nu-l iei de la 0-0. Știu că mai erau și ceva bănuți pe acolo și ceva așa, așa. Adică ai și ceva module, ai și ceva chestii. Da. Ce pot să zic? Roagă-te de ăștia la Wargaming să-ți deblocheze contul atunci. Do it!
Este gravidă situația dacă și FV-ul a urcat acolo. Ai două variante, de fapt trei. Una, ori folosești contul pe care l-ai câștigat să te ajuți de ce mai ai prin garaj și așa, ori îți faci altul nou, a doua ar fi, și a treia nu mai joci deloc. Alte variante nu ai, pentru că mai mult ca sigur contul ăla niciodată nu ți-l mai dă înapoi. N-am auzit pe nimeni care a primit bani permanent să-și ia contul înapoi. Și nici nu cred că ți-l dă, nici dacă le-ai trimite mail, gen să le spui că îl cumperi sau că îl plătești, nu cred că îl mai vezi înapoi. Într-adevăr, ai investit timp și bani, dar asta e acum, dacă s-a dus... S-a dus? Noapte bună, Peter, să-l ușor! Mersi încă o dată pentru codul ăla, pentru tânculeț. Do it! Uiliu, ce fel m-a întors. Ia uite, bă, dacă știam că e și STRV-ul și ăla, mai stăteam acolo. Până la urmă, frate, știi cum e, ți-a făcut-o cu mâna ta acum. Da. Dacă ai umblat cu măgării, te-a scalpat, băieți. Eu unul, chiar dacă ești prietenul meu și ne înțelegem, eu unul mă bucur când aud că le bănează conturile permanent la ăștia care folosesc moduri. Pentru că eu, uite, îmi fut creierii, îmi fut nervii, mă chinui să joc curat, normal, și vine unul cu moduri și cu morții lui, care mă vede pe hartă de unde trag, mă vede cum așa, dă cu aim, dă cu morții lui, știi? Și nu prea e frumos, adică ori free play, ori... Aia e. Nu-i frumos. It's a trap! Do it! Nu știu cu aia voi ăia de la centru, ce pula mea păziți, deci nu pot să-mi dau seama. Ce pula mea păziți voi acolo de trage supercancăr pe mine? T-44 cred că e full HP acolo. Am plecat. De data asta nici că nu mă mai întorc, că mi-a luat suficient de boabe. Respect de la ce obiei să trăiesc, mersi pentru loot. Pe mine dacă mi-ar băna contul, nu cred că pentru mine n-ar fi, nu cred, de fapt sunt sigur că n-ar fi o tragedie. O să-mi pară rău totuși de orele investite și de banii investiți. Dar în două zile îmi trece și dacă aș avea chef să mai joc, aș mai face un cont. Bine, eu mai am un cont secundar pe care jucam când luam bani pe ăsta și l-aș continua pe ăla dacă aș mai vrea din tot din adinsul să mă joc. Mai ales că ai și contul ăla de care te poți ajuta
vinzi tot ce e în garaj, ce nu-ți convine, ce tancuri ai pe acolo, ai plecat frumos pe linie de TD-uri sau pe ce vrea mușchiul tău și ți-ai refăcut liniile înapoi. Că oricum, dacă o iei de la zero, nu o să ai parte de atâția bani, nu o să ai module, nu o să ai chestii prin garaj. Deci e mult mai rentabil contul ăla. Mult mai rentabil. Părerea mea, nu știu. Fiecare face cum crede. E 100 e cam pe lău convins unde dracu să ducă ăla. E frică de scorpion. Dar un scorpion în fața lui. Ah, și cred că centurionul. Ăla n-a fost spotat nicăieri. Projetul e la calea ferată, se trebuie, eu cred că urcă iară sus. Ăștia nu știu altceva decât să ceară spot. Spot, spot, spot. Ăla vrea spot. Ăla de fapt a murit. Auzi, să mă duc eu. Auzi, să mă duc eu. Auzi ce gândire are el. Tu STRV-ul, mătii. Bă, nu iam că e Jego acolo, dar... Zic, mă retrag în partea... Ia uite, mă, unde e scorpionul, bă... Eu am crezut că e în dreapta. Dacă știam că nu e acolo, mă retrăgeam după pietră, în partea aia. Ai, măcar l-am scos pe projetul. Făcut 4 kg, e nesimțit deja. Personal reserve pa. Oricum asta e ultima. Ultima betelie. Și mâine, nu mâine. Astă seară, că e 19. Dacă am timp mai fac un live cu Ot și după data de 20 farming. Cui îi place farming-ul să vină, cui nu să caute Ot pe YouTube. Ah, trebuia să deblochez asta, deja m-am plictisit de el. A fost bună săptămâna asta pentru grantul ăsta. Au intrat mulți cu premium și au dat damage aici frumos și au dat bonus, nu? Bine, dacă dai ca lumea, ai șanse mari aici să dai 6-7000 damage. Să iei cash-ul.
grosul. A scos egalitate cu pantera. Nu știu dacă m-a spotat. N-ai bec, n-ai nasul. Piatră, după casă, după... Oricum, văd că ăștia ai mei, în mare parte, campează. Păi, trageți pe ăsta. Nu l-am spotat eu. Se pare. Dă-vă în pule mea că vă dau mur la toți. Dacă mai dați click-uri, dă-mi pule. Frumoasă bătaie ne-a dat băieții. Foarte frumoasă bătaie. Ăla deja e în bază. Da. Projeto el stă acil și al doilea pula. Nu se duce în față să așa, ăștia așa, gata, am înțeles. Așa. Cam atât și cu otul. Pe ziua de azi nu prea ne-am enervat azi, deci e bine. Ce-a făcut? A căzut YouTube-ul? Cum a căzut YouTube? Nu mai merge. Am făcut și o misiune, nu știu la care am făcut misiune. Deci nu mai merge YouTube-ul, nu mai poți dau pe niciun canal. La tine, la mine merge YouTube. Nici lui Cristi mi merge, ia vezi, ia de pe orice canal. Păi și eu de ce mă văd live? Știu, ia de un refresh, merge? Acum merge. Da. Mine merge. Acum merge, da. Fost câteva minute în care nu merge. Nu știu, la mine a mers permanent. Da. Am făcut-o și pe asta cu onoruri. Asta ce pula mea de aici? Asta era cu 50.000 XP? Ah, dacă mai dau două și așa, e 100 de bounduri și 100.000. În top 10? Dacă mai ești în primii 10, 3 lupi. Cu optarul? Orice. A, pe atunci mai dăm 2, poate ieșim 2-3. Să iau bounderile alea, 100 și 100 de mii. Ce vrei să ieși? Presupun că e 20, da, vreau să închid. Presupun că e pe 24 de ore misiunea. Aia a fost în fiecare zi, deci cred că e zilnică. Salut, Alin. Păi la mine a mers, mă, nu știu ce a mers la voi.
E dacă mă uit ca lumea de la 1 și 7, n-a mai scris nimic pe chat. Păi n-a mai scris că n-a mai scris. Păi te vezi? Vezi? Da, nu știu. Eu am pagina deschisă cu YouTube, de asta... Păi asta e faptul că și eu m-am uitat ceva pe YouTube minutele astea, dar n-am dat niciun refresh. 500 pe chat? A dat eroarea aia cu 500 pe chat? A, da, și eu primesc pe aia destul de des. Ei, de mama lor. Au probleme mari astea de la YouTube. În ultima perioadă. Mai căcaturi se întâmplă pe YouTube ăsta. Suezi! Ori pe chat, ori direct pe canal, ori orice. Adică e prea solicitat, că eu și acum primez notificări cum că am copyright-uri pe nu știu ce live-uri de anul trecut. Au luat toate canalele la puricat. Maimuță? Tu nu fi fost hăcuiți. Păi ăștia că am scăpat. Am să supăra într-o zi un pogon de hacker pe ăștia, să vezi ce-i fute în gură cu YouTube-ul lor. Că pus o maimuță acolo. Să vezi ce le bagă bețe în roate. Mă, dracu bulldog, dar cu ce viteză vii tu. Îmi dă de mers și eu... Tu, a zis cu ținta strânsă, nu nimeresc. Ce-l dracu e? Are 400. Trage ăla din spate. Do it! Deci, light-ul meu spotează în oraș. Că, da. Așa știe el să joace cu light-ul. Salut, Alex. El s-a dus în pizdă el să spoteze. De ce să spoteze el unde trebuie? Centru sau oriunde? Altundeva? El spotează acolo. Blocuri, case. Artileria e AFK. GG. Încă una pierdută. Măcar să și primi 10 sătul de victorie. Pe asta vreau. Nu știu, n-am citit dacă cumva se pune doar la victorie. Psss, nu pot să-l penetrez. Merge de vreo. Maa, să-mi bag pula, ce tamă tu fii pe aici. Ce? Cum merge de vreo? Blan. L-ai probat pe ceva? Na, nu l-am probat. Că m-am... Am cumpărat în pula mea fără să-mi dau seama că n-am usat. N-am avut. Masa era pe mine. Da, chiar când aveai un sărbuit. Fost am cumpărat birou, pula. Unul jumate. Ce? Birou. Da, unul metru jumate la mă. Și-am cumpărat birou, frate. Că o să fie prea mare și nu să intre. Do it! Da, nu știu, slide-ul mă din suflet. Do it! Să mai aștept să mă încarc una, da? Wow. Uite, bă, ce puțin îi dai eu din RAM. Ai văzut? Și eu cât mi-am luat în ăla. Și am dat și bounce. Ce ai dracu, ce noroc au ăștia, mă. Ai văzut ce repede a venit full HP? Dar vezi cât mi-a dat? Chiam. Stai, mă. El mi-a dat 1349. Aba nu, eu i-am dat. Nu, tu i-ai dat din RAM. 349 și el mi-a dat... 174. A, 174. Uite cât ți-a dat din AP, 174. Păi așa am dat și eu. Stai, el a fost gold. AP-ul e gold la ăla. De ce apărea cu galben? Da, AP-ul e gold.
Nu am observat. Da, bă, AP. AP gol, uite. Ăsta are AP-ul gol, mă? Păi ne uităm acum. N-am observat, sincer, ce proiectile are. Păi scrie pe cere. Da, pe. Nu, stai, mă, unde dracu mă uit? Nu, jos. AP, mă? Da, mă, AP. AP, da. AP-ul e gold și APCR-ul e normal. Și APCR-ul e normal. Logica orghei. Da, e și asta o chestie. E și asta o chestie. Poate este la în top 10, mai fac și ce mai fac este în top 10. Și asta e pierdută. Top tire. Da. Trebuie să blochez 2200, sigur că da. Pantera pierdut. Câștigăm top tire, bă. Am găsit
al dracu. Do it! Do it! Cinte identificată. Ce-a avut un ala, e uit. Mai apărie și unda. I-am visus cu tine. Do it! Cinte identificată. Am găurit virarea al dracu. Do it! Do it! Băieți, bă, nu așteptăm. De obicei le pierd pe astea, da? Acum a fost bine. E mișto tankul ăsta. De el puțin, dar dacă joci un pic sneaky cu el, așa, cu auto-aim, cu alea, cu alea, să te duci grămadă, la un one-shot, la oaia, să te folosești de reload-ul ăsta extrem de mic, faci meciuri bune cu el. Ia, am luat. 14 din 15. Trebuie meci, a? Păi probabil n-am ieșit cu ăla în top 10. Pantera. N-am ieșit în top 10. Dar ce trebuie să câștig, mă? Vezi de acolo așa. Cred că trebuie să câștigi, mă. Dă-i săgetuță. Păi asta fac. Aici of 15. Nu știu nimic de... Știi ce nu s-a pus? Uite mă, 5 ore a mai rămas. Da mă, în fiecare zi. Păi știi ce nu s-a pus aia? Că am fost în top 4. Cât dracu? 5. Nu știu. Mersi, Levica. Uite, 2 chiar. Da, nu știu, n-am înțeles de ce. Mai dăm una, bana. N-a vrut, a vrut să mai dau una. Probabil. Dacă zicem fiecare, trebuie să pună și la înfrângere, dar la aia nu știu de ce. Azi e ultima zi, eventul ține până pe 19, auzi. Da, n-am citit, dar oricât. Măcar să iau și 100 de bounduri și 100 de mii. Aia mă încântă cel mai mult. Mm-hmm. Suntem pe El Attack. Tank bun de 7. Bun la ce? Și ce fel de premium, non-premium, greu, light, TD-ul. Să înceapă dansul. Primul tank bun care îmi vine în minte că m-ai întrebat de 7, Black Prince-ul ar fi, dar nu știu dacă vrei greu. Arpa asta e bună pe defense. Ceva bun în general. Nu prea poți să zici tank bun pentru că în mare parte prins cu 8 tari, 9 ari. Deci fiind cu 2 tare mai jos când prins 9 ari, prea mai e tank bun. Tank bun, T71. Eu l-am jucat pe ăla cu câțiva ani și mi-a plăcut super mult. Și fâșneț, și autoload, și tot ce trebuie. Heavy, aș zice T29. Bă, dracu, ce perfect l-ai văzut, mă? Bă, gămeși, pula, mă, dar ce perfect trage el, căcatul, dracu, bă. Aia trage tu cu scoda aia? Aia trage o pulă. Ce perfect a tras căcatul toate boabele una după alta. Ar trebui că trei chili cam încet. Do it! Do it! Ia uite, îi dau bounce în cur. Vezi?
Ia-l dracu cu mata, dar de ce dă ei? Do it! Bușterii. Perfect tot. Și eu când îmi vine rândul, dea un curbounce. Do it! Foarte bună concluzia pe care ai tras-o, Florin. Vreau doar italianul și atât. Restul mai vedem. Polonez exclus. Do it! Light-ul, dar văd că și trage și ăsta nu spotează nimic. Vezi că două light-uri ne-a spotat? Da, dar văd că trag nespotați aia. Eu am jucat cu ăla pe test și nu mi s-a părut wow, nu știu, nu-mi place. Am ratat foarte mult cu el. Și pe serverul de test aveam 6 skill-uri totuși. Dar ratam. Nu știu, nu mi-a plăcut. Bine, acum când îl întâlnesc prin bătălii, îmi dă bucăți de 800-900 fără să sughite de la mama dracu. Ăștia nu mai ratează cu el, dar eu când am jucat pe test ratam draci. Da, așa se întâmplă. Când joci tu, e necaz. Când joacă altul, e OP. Băi, tu te dracu, că nu cred. Bă, tu vezi unde era bulldog-ul ăla, mă? Băi, fix în fața la bacea, băi, fix în fața lui. Tu ai văzut, mă? Și mi-a dat și din. Mai puțin de 50 de metri între ei și nu-l spota. Uite, dreacu, bufula mea. Și dau și din gând curșilul ăsta. Băi, dreacu, bă, frate, tot sistemul mătii de spotat în gură. Să-ți fut. Stai la 50 de metri, light-ul în fața la un light și să nu fie spotat, mă? Da, nu trăgea. It's a trap! Do it! Te dreacu de aici de norocos. Ăla nu se oprească să mă coxeze, a alergat ca prostul și s-a dus ca micrață. Do it! Oricum am câștigat. Cum să fie sniper tank 50-60 TP? Pe ce? TD-ul? 60 TP e heavy. Așa știu și eu că e heavy. Do it! Do it! De ce e heavy? Să stai la snipe cu el? Salut, Cosmic! Bă, cred că am făcut misiune. Adică, cred că e sunt top 10. Am dat ceva ce am acolo. Sper să iese, adică, top 10. Becica! L-am văzut. Do it!
Dar mai avea cât mă, 1 HP de lemn. Mhm, 1 lemn. Tank de linia a doua, păi și tank de linia a doua la tine înseamnă snipe? Linia a doua nu înseamnă snipe. Linia a doua înseamnă suport. Ce tot banii am luat? Am luat banii, mă, gata, am făcut misiunea. Că mi-a dat 11.000 pe plus și 100 de bounduri din astea. Mai rămâne 65.000. Are 260 pe turelă, la la la, bla bla bla, hull 160, nu știu ce. 036 dispersie. Are exact cât are light-ul ăsta. Parcă tot 036 are. Nu pot să spui, frate, că ăsta cu 260 și gun depression minus 8, ăsta e tank de snipe. La turelă e prea bun. Deci, ăsta nu e tank de snipe. Și în plus face și side. Foarte, foarte bine face side ăsta. Pentru că are unghiuri. Unghiul ăsta de aici. Lateralul ăsta care aici deja e pe rotund. Eu de multe ori i-am dat bounce chiar și aici. L-am lovit de două ori și i-am dat bounce aici. A ricoșat, mă rog, nu bounce. A ricoșat de aici. Deci n-ai cum să zici că tankul ăsta e de snipe. Dacă tu joci cu tankul ăsta la snipe... Se dă o misiune. E treaba ta. Da, mi-a dat-o. Am luat 111.000 pe plus cu pattern. Oricum, e ok aici. 43% win rate și am făcut 732.000 pe plus. Am format cu light-ul ăsta, dar am rupt. Deci am dat 8 bătălii cu light-ul ăsta și am făcut 485.000. Face bani de rupe, bă. Face bani de rupe ăsta. Da, deci 43, 732 cu tare și... Am făcut 154 de bounduri, să fie primite. Reset și cam atât. Noapte bună, somnușor. Mersi pentru loturi, like-uri, dislike-uri. Ne mai auzim. Spor la zăpadă mâine, să dați. Că la mine anii să-mi bag pula, cred că-s 2 cm, dacă nu mai bine. Hai, vă salut, noapte bună, somnușor, pa, pa.